Cărcotaș de pe toate meleagurile, bucurați-vă, s-a întors cronicuța plină de bâlbe și chifteluțe proaspete. Începem cu obositorul Antene 1, care a avut o vară plină de peripeții și legături directe ratate. Iată una dintre ele. Bună seara, Cristian, de la ce a pornit incendiul? Bine. Cristian, te ascultăm, ești în direct. Bună seara, pompierii spun că incendiul a izbucnit în doar jumătate de ceas. Haide, Târgu Jiule, cu curaj că se enervează telespectatorii ăia care n-au plecat încă la ProTV. În fine, tot la antenă se confundă două meserii total diferite. Iar pentru următoarele ore, meteorologii nu prevăd alte nisori. În plus, meteorologii ne încredințează că aceste nisori sunt... Meteorologii nu se pricep la nisoare, că n-are nicio legătură meteorologia cu meteorologia. Altă disciplină, altă mâncare de pește. Cât profesionalism, te doare mintea. Și dacă tot vorbeam de profesionalism, mama lor de promptere că te lasă când ți-e lumea mai dragă. Lovitura de teatru, prefectul județului... Ne cerem scuze pentru această mică defecțiune. Vestea reținerii prefectului de Iași a amuțit capitala... Bravo, Andreea, bravo, Andreea, ați făcut față situației, așa, în familie. Trecem acum la malul mării, de unde relatează Vlad Ionescu. Sunt vipuri extrem de importante, dacă mai pot spune așa. Nu pot spune așa, că sună foarte rău. Sunt vipuri extrem de importante, dacă mai pot spune așa. Începem cu Monica Dascălu, care la un moment dat are o bâlbuță. Dar instructorii nu au văzut ce i se întâmpla băiatului, unde era în acel moment. Cețe și cu momentele astea. Dar instructorii nu au văzut ce i se întâmpla băiatului, unde era în acel moment. Și asta n-ar fi nimic, dar tot la ProTV avem și dezacorduri. Foarte grav. Prețurile diferă. De exemplu, acest braț din spatele meu, ale cărei frunze miroase a coș de portocale. Ale căror frunze miros. Cam așa era corect, dar ce contează acolo un dezacord mic față de marea plină cu greșeli de gramatică de la televizor. Prețurile diferă. De exemplu, acest braț din spatele meu, ale cărei frunze miroase a coș de portocale. Tot la ProTV, Iulia Vântur e din ce în ce mai obosită. Că de, prezintă și știrile și dansezi pentru tine. Există apă pe Marte, iar dovada clară se află în mâinile cercetătorilor Agenției Spațiale Americane, după ce NASA bombarda suprafața satelitului natural al Pământului. Cum adică pe Marte s-a găsit apă? Pe Lună s-a găsit apă, cel puțin așa zic ea de la NASA. Există apă pe Marte, iar dovada clară se află în mâinile cercetătorilor Agenției Spațiale Americane, după ce NASA bombarda suprafața satelitului natural al Pământului. La Antena 3 avem o știre foarte tristă pentru producătorii jurnalelor TV. A scăpat un om dintr-un carnagiu. Impactul violent a proiectat mașinile asupra unui pieton de pe trotuar, dar acesta a scăpat din nefericire nevătămat. Da, e o adevărată nenorocire. Să scape și nevătămat și prin urechile acului. Păi asta e știre? Păi vă dați seama că 3 săptămâni făceau știri dacă se întâmpla ceva sângeros. Impactul violent a proiectat mașinile asupra unui pieton de pe trotuar, dar acesta a scăpat din nefericire nevătămat. Și acum, la final, își ia la revedere de la noi Oana Cuzino. Nu uitați că vă așteptăm fiecare sâmbătă de la ora 10 cu o porție generoasă de idei pentru a vă menține starea de bine. Și vii sănătatea că e mai bună decât toate. Pe mâine dimineață. 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 Vai de mine și de mine. Noi știm că repetiția este mama înțelepciunii. Dar chiar și la revedere să strecem promptă, fată dragă. Nu uitați că vă așteptăm fiecare sâmbătă de la ora 10 cu o porție generoasă de idei pentru a vă menține starea de bine. Și vii sănătatea că e mai bună decât toate. Pe mâine dimineață. 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 Dis de dimineață la OTV își fac veacul doi prezentatori și din când în când, ca să distreze audiența, își aduc aminte că au lucrat și pe la circ pe vremuri. Băi, iar râde idiotul ăla la televizor. Opriți-l într-un fel sau altul, astfel încât râsul dimineții de luni. Deci e bine? A? Deci asta e ziua de luni. O să facem un concurs până la sfârșitul săptămânii și dăm o altă plasmă să vedem care e râsul cel mai potrivit. Asta e primul rând, dar sunt zile de luni. Marți, cum ar fi? Hai, da, o să vedem marți. Dar probabil că va fi... Aoleu, lasă-mă, mai bine luni. Mai bine luni. Deci până acum e mai bine luni, Doamne, da? Ferește, nu. Ce-o fi mier? Vai, ce râs colorat ai, îți mai trebuie puțin albastru. Trecem la Antena 1, unde sclifosita Simona Pătruleasa nu le știe chiar pe toate așa. Kimi Raikkonen a trecut primul linia de sosire. Este pentru a treia oară când francezul se impune pe circuitul de la Spa-Francorchamps. Deci este finlandezul Raikkonen, nu francezul Raikkonen.
Kimi Raikkonen a trecut primul linia de sosire. Este pentru a treia oară când francezul se impune pe circuitul de la Spa-Francorchamps. Acum avem umor involuntar cu fotbaliști. După ce ne-au scos nemții fotbalul din cap, domnul Tama, și jucător la națională, are o declarație științifică fantastică. Mi-am făcut un meci bun și dacă marca mai multe goluri decât ei, cred că câștigăm. Aha, deci numai dacă am fi dat mai multe goluri decât ei îi băteam. Nu zău, ce ai că ai, dragă? Mi-am făcut un meci bun și dacă marca mai multe goluri decât ei, cred că câștigăm. Și încheiem apoteotic cu doamna Laura Lavric, suporteriță înfocată a Politehnicii Iași. Ea i-a definit pe dinamoviști într-un mod rușinos. Să participați la meciul de fotbal între Poli Iași și Dinamo. Și cur. Dinamo București. Sutrăiești. Vai, asta este cea mai bună definiție a câinilor roșii. E chiar mai tare decât aia a lui Gigi cu miau, 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 pisică. Să participați la meciul de fotbal între Poli Iași și Dinamo. Și cur. Dinamo București. Sutrăiești. Mulțumim cârcotașilor care ne-au alimentat cu chifteluțe proaspete la cronica@primatv.ro sau www.cârcotașii.ro. Relatările despre violuri umplu mereu jurnalele televiziunilor. Dintre toate, cea mai directă, brutală și dureroasă știre ne este prezentată de Monica, corespondenta Pro din Arad. Cu lacrimi în ochi, femeia povestește că se pregătea de culcare când un individ a intrat în ea. Dragă Monica, atâta sinceritate strică uneori. Te rugăm ca la viitoarea transmisiune să ne iei și tu mai pe ocolite puțin, că suntem așa mai pudici. Cu lacrimi în ochi, femeia povestește că se pregătea de culcare când un individ a intrat în ea, în casă, peste ea. De la Pro ajungem în ograda lui Vântu. Aici, în sfârșit, un angajat și-a dat seama unde lucrează. Atenție! Urmează o revelație importantă pentru țară. Trimiși și specialii Realitatea TV Cristian Zărescu și operatorul Radu Diaconescu au ajuns în Libia. Așadar, s-au dat cărțile pe față. Știam noi că numai realitate nu e aia din știrile voastre. Trimiși și specialii Realitatea TV Cristian Zărescu și operatorul Radu Diaconescu au ajuns în Libia. No, că auzind asemenea grozăvie, îți vine să dai pe antene. Dar, ghinion, aici dai de Oana Frigescu. Facem cunoștință cu cel mai fericit ponei din lume, Midnight. Animalul s-a născut fără cea mai mare parte de jos a unui picior din spate. Compania a construit o proteză pentru piciorul câinelui, iar acum Midnight poate să alerge ca și cum nu ar fi avut niciodată o problemă. Nu ne mirăm deloc că la ea poneiul este câine. Păi la antene pisica e patron, iar prin redacții plin ochi de șoricei zâmbăcioși. Uite că ăștia doi. Cancan, în schimb, se preocupă de soarta fostei iubite a lui Liviu Vârciu, care se pare că s-a mutat în casa Adelinei Pestitu, probabil și în casa. Cele două femei s-au prietenit anul trecut. S-au împrietenit în timpul divorțului dintre Adelina și Liviu și de atunci au continuat să se ajute. Așadar, asta este activitatea vedetelor din România. La începutul verii s-a desfășurat prima sesiune de BAC. Rezultatele, n-o spunem noi, au fost foarte slabe. Din anunțurile postate pe site-ul Ministerului Educației, notele sunt destul de slabe. Sunt 10 de licee unde notele sunt foarte mici. Credem că lipsește o literă, dar gura reporterului adevăr grăiește. Notele sunt destul de slabe. Nici în toamnă rezultatele n-au fost mai breze. BAC-ul a fost luat de puțin. Foarte puțin. După cum se vede, jale, iar atât așa. 0-0 peste tot. În comparație cu alți ani, extraordinar de mici notele. 7 din 522 de candidați. Ce sunt mai respinși aici, nu? Hai să văd. Atletica. La istorie. Cât ai avut? 4,20. Te așteptai la... Sincer, nu. La ce s-a picat? La matematică cel mai mult. Acolo e boba. Arătați că graficul funcției F nu admite asiptome spre plus infinit. Dar nu trebuie așa desenat și astea? Fă tu asiptome. Eu nici nu știu să pronunț, apoi să fac. Ce ai? Am luat 6,05, nu-mi trebuie mai mult. Am văzut fericit, spune ce? Am luat. Cu cât?
6.20. Ce să ne mai mirăm de elevi când ministrul funeriu în Parlament anunță că substantivul coleg e neutru? Un coleg, două colegi. În limba română, conform dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul coleg este neutru, nu este de fel feminin. Vă mulțumesc. Vigilenți, cum îi știm, oamenii de la antene l-au prins pe ministrul funeriu, dar Iosif Buble a uitat că doar verbele se conjugă. Substantivele au alte metehne. Nu mai am ce să comentez după domnul ministru, probabil că o să conjugăm împreună cu acest cuvânt sau o să... Îl declinăm. Declinăm. În, da. Substantiv. Conjugarea e la După cum știți, la Tembeliziun, porcăriile au invadat programul. De câte ori stăm cu ochiul pe micul ecran, ne luăm cu mâinile de cap. De exemplu, la OTV dăm de așa ceva. Aole, se aude. Ai microfonul deschis, hă? Mai bine îl închideai fără să mai faci constatări. Aole, se aude. Ai microfonul deschis, hă? Dacă la 0 TV asta se întâmplă accidental, la B1 TV, ne scuzați, domnul Prigoană se înfierbântă cumplit. Bun, dar seama nu mai costă nimic, că e imperentă, două morți, vă se dă seama. Ușurel Brena, Silvius, că spognește un nervus în capus și faci pocus, păi se poate? Bun, dar seama nu mai costă nimic, că e imperentă, două morți, vă se dă seama. Rămânem la istoria oamenilor porcoși de la televizor și ne întâlnim cu el, doar cu el, acest Che Guevara de la antene, nervosul de Mircea Badea cu gura plină. Și tu? De la cameră, cum te numești? Ziceam că te numești Pulos, da? Mamă, ce nume ai găsit bietului om, măcar e Virilus sau e Blegus? Și tu, de la cameră, cum te numești? Ziceam că te numești Pulos, da? Tot Badea ne prezintă puțin tică literatură cu gânditorul de la Humanitas, dar cu mâna cealaltă ce face? Ce face? Și controlează cultura personală de bacterii și microbi și credeți-ne că îl mănâncă rău de tot de să scarpin în halul ăsta. În fine, să încheiem nevinovat cu o cacofonie a zilelor noastre, domnișoara Sugaru, mă scuzați, Plugaru. Îți place de stolă? Îmi place... De cacarismă, deci... Fata dragă, nu prea le știi tu cu limba asta gramatică, dar nu e nicio problemă, faci alte lucruri foarte bine. Îți place de stolă? Îmi place de cacarismă. Scandal, mare scandal la Parlament. Supărați probabil că unii au mâinile băgate până la cot și alții au intrat cu totul în borcanul cu miere, parlamentarii s-au pus pe ceartă. Stimați colegi, nu plecați din sală pentru că avem prezență. La PD probabil că își primesc diurnele de la Cotroceni. Atunci dacă și le primesc de acolo, să stea tot timpul acolo, să ne lasă pe noi în pace să putem lucra. Stimați colegi PLD și PD. Deci rog, vot nominal și ce se taie diurna celor care lipsesc la momentul ăsta în sală. Este libertatea colegilor parlamentari de a proceda într-un anumit fel și într-o anumită zonă de protest față de un anumit comportament al unora dintre colegii noștri. Vă rog să nu vă supărați, dar aici nu suntem pe noțiunea, îmi iau jucăriile și plec, pentru că vecinul m-a tras de codițe. Adevărul e că de mult nu mai văzusem așa niște grozăvii ale aleșilor plătiți cu greu să țină democrația funcțională. Evităm acest obicei care văd dintr-o dată s-a infectat și Camera Deputaților și Senatul și nu se mai votează decât cu mâna sus, când nu iese numărul de voturi. Da. Nu ne putem permite să ne expunem în fiecare zi în halul ăsta. Să avem pardon, dar de multe ori democrația asta este așa de enervantă și costisitoare că te apucă, Doamne ferește, nostalgia după vremuri de mult apuse. Se reactivează la Cronica Cârcotașilor fan clubul Magda Ciumac, tu nebună tu! De ce? Pentru că Zăpăcita cu talent ilustrează noul imn al OTV-ului, televiziunea poporului de pe care CNA-ul este rugat insistent să ia labele. Ea demonstrează tu, măi, Magda, că ai talent. Tu nebună tu! Extraordinară demonstrație de dans, de virtuozitate, de manelistică. Tu nebună, tu Zăpăcito, ai talent. Bine, e de scara blocului de alimentară, dar nu contează. Magda e plină de nuri și o văd toate rudele pe masă la OTV, unduindu-și coapsele. Chiamă toate rudele să uite la OTV, că o să joace tămânea, să ia de la CNA. Chiamă toate rudele la TV. Zilele astea se împlinesc 30 de ani de când trenul galben fără cai nu-i în mașină, nici tramvai. Metroul s-a apucat de mers pe sub bulevardele Bucureștilor. Nu știm ce făcea domnul ministru Orban la inaugurare, dar la aniversare trage cu ochiul la gazeta altui călător. Păi e frumos, nene Orbane, să faci așa un lucru. Cât privește metroul, el n-a scăpat de atacurile vocii domnului ministru, pentru că dacă nu știați, a început să behăie și aici. Glasul roților de tren
E o șoaptă cu suspine, dacă ai să-l auzi tu bine, îți va spune pentru mine, până cât de mult eu te iubesc. Unul la mână, sigur făceați bani dacă insistați și stăteați pe treptele metroului, și doi la mână, de ce n-ați cântat, domnule, Trenul Galben fără cai? Ce treabă are Glasul Roților de Tren cu metroul? Glasul Roților de Tren e o șoaptă cu suspine, dacă ai să-l auzi tu bine, îți va spune pentru mine, până cât de mult eu te iubesc. Kerida se întoarce la televizor făcând ce știa mai bine, mahalagizme. Acum are pata pusă pe vecini care au avut neobrăzarea să-și renoveze casa și au intrat în gura buzucăi. În anul 2001, ca niște oameni total descreerați și descelerați, au distrus această casă care era superbă, n-avea absolut niciun fel de problemă. Deci el a devenit zugrav și am devenit brusc femeie de serviciu, care stau și strâng mizeria făcută de niște ploșnițe, de ăștia de sus. Cuvântul meu, domnule, deci spune de domeniul fantasticului. Eu cred că vecinii sunt de vină că s-au mutat în mahala și au deranjat chivuța. Tot Zăvoranca, invitată la Național Carbo TV, povestește despre păpușa ei. Revenim la păpușă. Au zis că e scump. I-am întrebat, domnule, cam cât credeți? Cam la ce preț credeți că ar putea să apară această păpușă pe piață, împachetată, frumos, cu tot ceea ce trebuie ca să fie un produs de calitate? Iar cei de la fabrică mi-au spus, mâna, undeva în jur de 1 milion de lei. Deci, Kerida, iată, cronicuța îți face gratuit reclamă la păpușă. Aceasta este păpușa Buzuca, cea care va invada magazinele. Oare cât de nebun poți să fii să-i faci Keridei păpușe? Ruji, 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 bebe! Chucky, o păpușă ieftină, foarte ieftină. De la iarnă, pe sub tarabele din toată țara. Pie, 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 pie. Am nevoie de ruji. Resuscitare mare în partidul aflat în moarte clinică. Pacientul principal s-a încărcat cu 2-3 electroșocuri, s-a umplut de energie și a început să caute din nou candidați, pentru că cei din jurul lui s-au dus în alte saloane. Prima venită la terapie a fost Kerida, că dacă tușește tribunul, nu se poate să nu înjunghe și buzuca. Asta era stabilit încă de acum aproape 2 ani, să candideze la cameră, că nu se punea problema colegilor pentru votul uninominal. Oana Vasilescu va candida la București și eu asigur un loc eligibil la Camera Deputaților. Acum, sunt obosit. Iertați-mă. Aia nu intră sigur, vă rog să mă iertați, pentru că sunt un om nedormit. Ei, lăsați, după terapie confuziunile sunt la ordinea zilei. Dar să o ascultăm pe cantintată. Ia zi-mă, Buzuco. Întotdeauna am zis, nu mă taxați atât de tare că am fusta scurtă, bine că am mintea scurtă. Nu mă taxați atât de tare că poate bustierele mele îmi descoperă burta goală, bine că nu am sufletul gol. Na, Vadime, băi, tribunule, cu așa o gloabă pe liste, tare ne e teamă că nu mai prins parlamentul, oricât s-ar chinui PD-ul să te scoată și la alegerile astea. Dar, din nefericire, unii pleacă de la locul faptei, de exemplu Nea Milițică Dragomir, care s-a dus spre zări mai portocalii. Îi mulțumesc amical că îmi bagă un cuțit pe la spate, n-am să-l fac nici lichea, nici șobolan. N-am să-i răspund domnului Vadim Tudor, pentru că eu cred că sunt un om de caracter și cu mult caracter. Să-l fi văzut pe Mitică în slip, cum venea el țăran de la Scornicești, înnota ca un porc de mare. Eu n-am să mă dezic de prietenia lui niciodată. Nea Vadime, băi tribunule, ți-a intrat și Andrama o moarte clinică și tu tot te ții bățos. Dar stai liniștit, dacă putem să spunem așa, liniștit. După alegeri, nu mai ai belele, parlamentul va fi doar o amintire pentru tine. Calmo, paciento. Haideți să încheiem într-o notă mai optimistă cu un citat din opera lui Caragiale. Al dracu, domn Mitică. E simpatic rău, dar tot... Păi, pe cine dracu-i tu, mă? Era dracu de simpatic ce ești. Deci, fii atent, deci farul Steaua 1-2. A reapărut, nu se știe de unde, fosila de mahala, viperița din bordei și chivuța de studio, Kerida, care, deși nu mai bagă nimeni în seamă, ea se ia de toată lumea.
Sper din tot sufletul ca toată lumea care a auzit discuțiile între mine și mama mea să le-am își dea seama, să-și dea seama. Le-am auzit. Nu ne interesează ea. Mă vorbim de oameni. Tu serioși. Erai. Da, nu ne interesează asemenea prostănaci. Ai scăpat o daia pe post. Da, e, am scăpat, să fiu sănătoasă. Sărmană creatură, știm că ești zdruncinată. Mai bine povestește-ne ce ai pățit la ședințele PRM-ului, că te-au marcat pe cuvânt. Mă duceam la întâlniri și acolo oamenii, mă rog, de o anumită vârstă și se bucurau că mă vedeau. A venit ce bine și eu eram acolo. Ați venit ce bine. Am venit. Și oamenii, fiind educați, oameni cu de o anumită vârstă, crescuți în alte vremuri, normal, ei sărută mâna unei doamne în momentul în care o văd. Și tu ești eu, capată, îți vin încoa. Și eu sunt domnul. Da. Și tu stai așa, sărâmâinile. Și-am rămas așa. Nu mai pot să mă ridic. Chemați-o ambulanță. Enea Vadime, poftim cultură pe cine ai vârât în partidul matusalemic. Această zurbagie reprezentând Sodoma și Gomora audiovizualului. Și tot Buzuca s-a dus să facă țomicării la Țociu și Palade în emisiune. Sunteți ca și ciuruite. 30, 60 de secunde se penalizează pasul. Când ai zis pas, 60 de secunde. Și cu matematică multă. Matematică multă. Hai să începem. Am fost premiantă la matematică. Pe loc 4 plus 5 plus 3. Ori 3, pardon. 4 plus 5 ori 3. 27. 4 plus 5 ori 3. Și 2. N-ar m-a mai dat nimic în calcine. N-are voie, zi, mergi mai departe. Dă-i voie, dă-i drumul, dă-i drumul. Păi 4 plus 5, 9. Fată, 9 ori 3. 21. Nu e, nu e. 27. Ai zis 27. Nu. Am zis. Nu e. Nu e, incorrect. Stai, continuă. Hai, alergă! Deci tu mă faci la rezultate. Vezi? De-aia nu-ți dă măta afacerea pe mână. În două luni, cu aritmetica asta defectuoasă, aduci familia la sapă de lemn. Pardon, la hârlez de lemn, că-ți trebuie la cimitir. 65 plus 6 minus 11. 61. 65 plus 6 minus 11. 65 minus 6. 65 plus 6 minus 11. 61. 65 plus 6 minus 11. Hai ce grea, Tibetic, hai că erai plină de pițe. Corneliu Valium Tudor, cunoscutul tribun al poporului, rămas fără locul său în balamucul central de la Palatul Parlamentului, se plictisește și se duce pe la televiziuni, unde se ceartă cu mai vechea lui prietenă Oana Zăvoran. Revista presei, uite cum mă fac eu. N-are nicio valoare. Sunt nevoit, cu toate că poate nu vă face plăcere. Oana Zăvoranu vrea să dea o replică pentru că ea consideră că ați atacat-o într-un fel. Un minut vrem să o ascultăm. Mă ridic și plec. Vă rog mult. Dacă nu se respectă. Nu intră în dialog. Nu intră în dialog. O ascult eu. Când terminați, mă chemați. Nu. Eu am un principiu de fier. Luați un ziar. Dar nu facem mie Oana Zăvoranu program, domnule. Dar vrem să ați vorbit de familia ei și e normal. Mai ia CNA-ul, mă amendează. Te rog mult. Dacă nu respect, okay, nu mai vin la voi. Bine. Ne strică emisiunea? Nu ne strică. Păi să stea în bancă ei. Vrea să se remarce? Să stea în bancă ei. Păi mă confund de puțin. Bine, bine. Luat. Eu o simpatizez, okay. Dar odată îmi schimbă părerea, să știi. Stai cu minte, nu te enerva, bre, că vine Buzuca ziua următoare și te bălăcărește ca la carte și ea. Păi să nu facă și Capatos audiență, că doar are credite de plătit, sărac. Dar ce, domne, da, a ajuns Oana Zăvoranu să-mi facă program, da, a ajuns. Adică și dacă ar face Oana Zăvoranu program, cine-i Oana Zăvoranu? E vreo aurolacă? E vreun copilul străzii? E vreo drogată? Vreo bețivă? Și dacă te-ar inoportuna? Dar omul ăsta are o vârstă, are o poziție socială. Și dacă avem o vârstă, stăm acasă, frate, dacă nu mai știm să cântărim un pic. Nu-i program acum. Dar eu nu vreau să mi se facă acasă. Mie program. Eu nu vreau să mai frece pe nimeni grija să mă împac cu maică-mea. Nu este treaba domnului Corneliu. Nu să nu mai îmi dea sfaturi, pentru că și eu, dacă m-aș apuca să dau niște sfaturi, cred că am sta aici și am face vreo 4 emisiuni. Bravo! Și la mai mare, ar trebui totuși o păruială în direct. Parcă văd titlul în ziare. Vadim terorizat de Kerida sau tribunul a umplut-o de respect pe Buzuca. Ba, asta da audiență, frate. Vin aici și dau peste Oana Zăvoranu.
Mă duc acasă, deschid frigiderul, dau peste oala zăvoranul. Dar ce, domne, nu? Deschid frigiderul, dau doamna zăvoranul. Adică mă faci de rahat, Mircea. Cu ce te-a făcut, mă, de rahat, mă? Băi, are dreptate, oala zăvoranul este... Modul în care bagatelizează numele meu, uite, m-a deranjat pe mine la ureche. E vreo problemă? Am măturat podele în Parlament cu Băsescu și mă întoarce plătit oana zăvoranul să-și vadă, da, de copil... să-și vadă de copilărie ei, domn. Mai trebuie să copilărească. E bine să copilărim cu toții, nu e, nu numai. Ne întâlnim, stimabil Cârcotaș, cu tătucul Serghei Mizil, Chiloțil Micozil, care cum deschide gura la televizor, cum râgă o înjurătură. Eu m-am legat de măsta de tasul cum s-au luat și prin baie. Vezi și patapievicea cu papirul mai mare decât capul. Dă-te morți, măi, cu măsta și cu tasul, nu de mine, de familia mea. Dar chiar nu poate nimeni să se abțină al mai chema pe pelicanul ăsta bătrân pe post? Chiar trebuie să-i suportăm toate înjurăturile ce răzbat din gușa endemică? Eu m-am legat de măsta de tasul cum s-au luat și prin baie. Vezi și patapievicea cu papirul mai mare decât capul. Dă-te morți, măi, cu măsta și cu tasul, nu vorbesc de mine, de familia mea. Rămânem la registrul venal de asta dată involuntar. De la DigiSport, o duduie s-a abonat la Cronicuță. În 2006 a fost acuzat de corupție într-un imens scandal care a zguduit fotbalul polonez. Acuzațiile nu au putut fi însă probate. Drăguță domnișoară, e greșit cuvântul, dar este singura sclipire în postul ăla amorțit. Acuzațiile nu au putut fi însă probate. La irealitatea, afaceristul ziaristul Chiriac are și el probleme cu cuvintele. Ce satisfacție drăcească poți să ai să tai salariile la toată adunarea și apoi să-i pui pe unii să bată cu ceilalți. Hai să-ți fie de bine, ai făcut și tu aceeași chestie cu norocul personal când l-ai împrumutat pe mogul cu 1 milion de euro să-și plătească salariile în trust. Ia-ți avio de la el, pararam. Ce satisfacție drăcească poți să ai să tai salariile la toată adunarea și apoi să-i pui pe unii să bată cu ceilalți. Trecem acum la cel care avea gura cea mai slobă de la televizor. Poetul Mircea Dinescu e chiar cu minte la exprimare, dar are la activ un atac cu pantoful. Arma chimică! Cascheta care demite miniștrii este și ea invitată, dar în această seară arma, la... Atentatul cu șapcă. Până acum erau tot felul de atentate cu pistoale, în sfârșit, în Europa avem atentatul cu șapcă la adresa... A mai fost unul cu pantoful. E greu să vă... Vreți să vă scot pantoful, să-l atentez la dumneavoastră? Poate puteți să faceți ce vă trece dumneavoastră prin minte. Poate că vreți să mă arestați în urma acestei chestii. În niciun caz. La următoarea sau la prima manifestație... Domnul Dinescu, dumneavoastră arestați discuția. La următoarea manifestație, la care nu o să particip în toamna asta... O să-mi arunc un pantof peste zidul. Subminați autoritatea moderatorului la ora de foc. Serviciile secrete o să-l miroasă, o să vadă care, ce substanțe periculoase conține pentru subminarea statului român. Subminați autoritatea moderatorului. Iată acum o confuzie de zile mari. Un adormit din Parlamentul francez l-a prezentat pe un înalt oficial de origine turcă de la Consiliul Europei ca fiind Ceaușescu. La bienvenue à une délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Conduite par son président Mevlut Çavuşescu. După așa o gafă, colegii săi francezi, cu sânge în veioză, i-au cerut demisia. Demisio! Și am păstrat o bâlbă la final. Referindu-se la o revistă americană, o zuză de la realitatea a spus cam așa: Nicolas Sarkozy este noua față a extremismului european. Asta cel puțin dacă ar fi să ne luăm după coperta și articolul de fond din ultimul număr al prestigiosului săptămânal american Newsweek. După New York Times și The Economist, Newsweek este a treia mare publicație anglosaxonă. Cum? Cum se numește că tare ne-am distrat? Și la mai mare, Cronicuța e nerăbdătoare! După New York Times și The Economist, Newsweek este a treia mare publicație anglosaxonă care îl critică deschis pe președintele francez. Deci avem acum un șofer foarte campion. El, ambetat fiind, a doborât 3 garduri, a tamponat mașina de jandarmerie, s-a oprit într-un stâlp nu înainte de un acroșaj cu un alt automobil. Dar ceea ce e cel mai grav e că a dat spectacol și după. Am 0,1 alcool. Carnetule era... Ești un față de cameraman. Ești terminat. Nu știi să filmezi deloc. Ești terminat și tu și toată lumea. Dar să mă puniculiți. Băi, nu râdeți că nu e de râs. Omul nostru pare comic pentru că totul s-a terminat cu bine.
doar mașinile au fost șifonate. Dar oameni ca el sunt adevărate pericole publice. Așa că ar trebui închiși să se mai răcorească un pic. Ești un varză de cameraman. Ești terminat. Nu știi să filmezi deloc. Ești terminat și tu și toată lumea. Îți dansăm cu Nicolința. Ba, nu ca lumea să fie filmat, că mă filmează pe televizor. De la Gogâie încoace, adică la Beat, Beat cu dureri la bască, n-am mai întâlnit un bețivan atât de recalcitrant. Domnul din imagine a consumat evident doar două beri, dar uite ce urât face. Unde vreți să mergem? Băuturi alcoolice? Apă, da. Și a doar atât, da? Nu, și au mâncat. Dar alcool a filmat? Am băut două paie de beri. Ușor. Bă, dar să nu mai bei bere. Data viitoare să treci tu pe coniac, că prea faci urât la bere. Ne spui și nu ați băut? Nu, am băut apă. Nu am băut apă. Dar aveți o sticlă de whisky în... A, este a colegului meu. Vedeți că mai e cineva în dreapta. E bine, bine. Sunteți cam băut. Ce ați făcut? Sunteți cam băut. A, nu e, din cauza la apă. Stai că asta nu e tot. Primiți acest domn care circulă fără carnet de 14 ani. Documentele vă rog. Poftim? Nu am. Ce nu aveți la documente? Ce documente nu aveți? Permis. Permis de conducere dețineți? Nu. Din ce an conduceți mașina dumneavoastră? Din... 96. Din 96 mergeți fără permis de conducere? Da. Și n-ați mai fost oprit? Nu. Acum e prima dată? Cum conduceți fără permis tot? Așa am fost, am fost la turnul Severin, la stradă și nu au primit. Așa nevinovat e, așa n-a făcut el nimic rău, așa îngeraș e, că te și înduioșează. Nu ați avut niciodată permis de conducere? Nu. Nici n-ați luat examen, nimic? Nu. Și nu v-ați luat permis? Mi-a fost frică să dau. Și conduceți fără probleme, n-aveți... Da, da. Păi dacă n-am avut accidente, n-am avut abateri... Păi vă zică să dați permis și vă, nu vă e frică să mergeți cu mașina pe stradă? La școală, la școală. La restul, la traseu n-am treabă. La traționale sau la școală vă e frică. E greu cu teoria. Asta este, nu știu, dar așa semnele le știu. În ăștia 14 ani, pe unde să fi fost poliția? Cum unde? La petrecerile mondene! Iată-l pe soldatul șveic de la Poliția Capitalei, domnul Cristian Ciocan, într-un moment de maximă tandrețe cu bote. Este cel mai bun. Este cel mai bun și nu numai în România. Este cel mai bun în plan universal. Este cel mai bun. Avea dreptate Gogâie. Era bad, bad și-l dura la bască. Este cel mai bun. Este cel mai bun și nu numai în România. Este cel mai bun în plan universal. Este cel mai bun.